Bun găsit, oameni buni, în fascinanta lume a albinelor, alături de Dragoș Gavrilă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru viitoarele like-uri. Hai să intrăm într-un nou episod din viața albinelor și să le vedem cum evoluează acum la început de lună mai. Uitați-le, ele vin frumoase, e pe seara acum când filmăm, dar ele încă vin la apă, dacă vedeți, urma sării pe marginea traseului de apă, pentru că la albine se dă apă cu sare. Uitați-vă ce frumos vin ele aici și consumă. Așa, vom reduce puțin debitul la apă, așa, pentru că e ora, deja ora 18 și ele încep să se retragă către căsuța lor. Hai acum să deschidem câțiva stupi și să vedem ce măsuri luăm pentru extinderea spațiului vital al albinelor. Vom intra și vom acționa acum în stupii unde au iernat câte doi la un loc. Întâi vom interveni cu puțin fum la urdiniș pentru a liniști colonia. Urmează să stabilim nivelul de dezvoltare a coloniei la început de lună mai. Așa. Hai să identificăm cu ce colonie avem, dacă sunt pe rame 3 sferturi. Au crescut faguri așa frumoși. Da. Deschidem și pe... Deci este un stup cu două regine. Aoleu. I-am dat eu ceva proteină. Am mâncat tot, după cum vedeți. Hai să vedem, atât ne uităm la ramele mărginașe, dacă mai au ceva de mâncare sau dacă au ajuns cu puietul, atât a mai rămas din turta patii. Da, ce? Opa. Deci, ăsta e carnica, avem aici. Are ceva. Aici are rezervă de hrană, după cum observați. Hai să vedem următoarea ramă. Mergem până ajungem la puiet. Bun. Gata, aici cred că e o ramă foarte proastă. E toată însămânțată, vedem inclusiv regina. E clar, de aici încolo e țapăn. Bun, deci avem confirmare. Treaba este super, super bună. La această colonie, bineînțeles, colonie cu două regine, vom veni cu cat de multietajat, pentru că nu stăm acum, nu avem spațiu aici să le splităm. După ce vor pleca de pe această vratră stupidă dant, va rămâne spațiu suficient pentru langstrot. Până atunci trebuie să le oferim noi spațiu cu ajutorul . Dar la fel vedem o rezervă frumoasă de miericică.
Ăsta e avantajul când ai două regine la un loc. Se dezvoltă elegant una peste alta, să-i spunem așa. Hai să vedem și la ăsta cum se prezintă. Știți că astea sunt colonii care anul trecut au avut probleme cu... Uite, am găsit regina și aici. Sper că se vede. Puiet compact. V-am spus, fiind în primul an cu stupi multietajați, am avut o penurie de rame, dar asta se rezolvă. O să vedeți, am făcute deja 100 de rame cu faguri artificiali pentru dezvoltarea lor. Hai să mai aprindem focul ăsta. Să întreținem focul viu. Bineînțeles, Hanemanul. Vine Hanemanul pus frumos, așa. Pune Hanemanul frumos, mă duc să aduc un cat, vin imediat. Este ca tot de multietajat, pentru că ne trebuie rame. Am pus spetezele, sunt și în dreapta și în stânga. Ramele sunt cu miericic am pus, pentru bineînțeles a atrage albina în caturi și normal, și pentru a mai avea, a fi sigur că avem ceva rezervă de hrană și în cat. Ei, în clipa asta fetele pot ridica rezerva de miere de jos pentru a crea spațiu de ouat și să duc aici surplus. Reginele nu au cum să ajungă sus. Asta e o soluție de avarie pentru o săptămână, v-am spus, până îmi fac loc aici. Până voi avea loc să umblu în ele. Hai să ne uităm cam lângă două colonii pe dadant, să le vedem cum evoluează. Hai să vedem ce ne spune și dadantul ăsta. Am un fum cam anemic, fumul o să pornească ca lumea, bineînțeles, după ce voi termina eu acest video. Ia să vedem ce avem noi aici. O să dăm amândouă podișoarele la sarăcorii. Domnilor, e 30 aprilie când filmez și e răcoare. E răcoare. Uite, a construit și fagul ăsta. Și el ăsta îi trebuie cat. Odată ce a luat-o în sus, s-a dus pe verticală. Noroc că le-am dat. Dacă începe să se vadă fumul. Aici văd puietul până sus. Hai că a început și fumul meu în sfârșit. Gata. Suntem în joc. Ia să scoatem resturile. Să curățăm. Ne uităm, deci, întotdeauna la ultima ramă. Aici vom aduce cat de jumate, că ăsta este dadan. Asta e miere, o simt la mână. Deci trebuie să-i dau drumul la spațiu de... Uite, săracul a venit cu puiet până aici, până pe ultima ramă. E clar, trebuie să-i dăm spațiu să verticalizeze. Să ia toată mierea de jos, să o urce în cat. Hai să vedem și colonia soră. Aici văd și albinițel. Semn bun când vezi că a albit,
Lucrăm încet, cum se spune, cu mânuși. Ia uite, și aici, blocantă, ia să vedem puietul. Cum arată puietatul. Scoatem din tratamente, nu ne mai trebuie. Deci trebuie să îl ajutăm cu spațiu pentru a avea spațiu de uat până vom putea lucra în ei. Ia uite. Gata, aici e bătută cu puiet. Deci ăsta are 5-8 rame cu puiet. Vă dați seama, într-o săptămână, cum va arăta colonia asta, că va ecloza tot acest puiet. Mereu văd, e multă lume, vă rog să distribuiți aceste videouri. Te văd mulți apicultori, mulți probabil începători. Exact asta întreabă. Și că, domnule, poți să ai un stup cu două regine. Deci, aici la Gavrilă vedeți concret stupii cu două regine. Mă duc acum să aduc catul. Ia, să îndreptăm puțin camera. La ăsta avem cat de jumătate. I-am lăsat catul pe 9 rame. La fel, am adus o ramă plină cu miere. Nu mai am descăpăcit-o puțin. Pentru ca fetele să... Practic, le-am desenat traseul. Gata, i-am dat. I-am dat de lucru. Slavă Domnului! Are spațiu. Deci, pentru o săptămână, până ne vom ocupa de ei, nu mai avem absolut, absolut nicio problemă. Haideți că mai avem unul. Mai avem unul mai aici. Să ne ocupăm și de el. Uite-l, acilișa. Bun. Bun, 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 bun. Aoleu, aoleu. Deci ăsta e negru de albină. Ăsta chiar cerea catul, ia uitați. Vai de noi, vai de noi. Vai de noi, vai de noi. Ăsta era obligatoriu astăzi să intervenim cu catul pe el. Pentru că are multă albină în cat. O să fac în podișor. Am adus catul aceea. Și o să iau frumos podișoarele și cu tot cu albină. Uitați-vă și voi câtă, sper să nu fie regina, atât mi-ar trebui, ar fi culme, dar nu este, că e marcată, o cunoaștem. Și punem deja podișorul aici sus. Mamă, mamă, de ce țeapănă! Dar fum nu dăm? Că asta e carne, ca de aia. Transilvaneană, da. Vedeți, deci există tratament. Uitați-vă ce bine arată acum. Tați așa să-l luăm și celălalt podișor. Costă, costă, m-a costat bani mult tratamentul. Dar s-a meritat. Practic. Am salvat reginele, ce să mai... Am salvat stupina, ia uite și aici, la fel, o luăm frumos, elegant cât de cât, cum e vorba aia. Bun. Le-am educat. Le-am educat total, total, total. Uitați-vă, e blană, blană. Și ce-mi place, ia uite ce a făcut aici. Am florit. Am florit. Ceva ce ne interesează. Îți spun că e 9 din 9. Nici nu mai are rost să-l deranjăm. Astfel, știți ce prostie am făcut? Am descăpăcit ramele mai devreme și curge miere din ele.
curge miere din ele. Gata. Ia. O, dar ce? A plecat? A, nu. E aici albina. Mă miră. O să se tragă albina acum în jos, fără nicio problemă. Deci, am creat spațiu. Era nevoie... Opa, opa. Băi, fraților, ce accident era să fac. Am tras tupul după postament. Hai să ne uităm. Hai să... Avem doi fărăcat. De ăștia pihaiburi și sigur, nici nu mă îndoiesc, trebuie să, 99% trebuie să le punem și lor caturi. Ia. Ia uite. Din start vedem crescăturile. Semn că trebuie urgent, urgent să venim cu catul. Acum îndepărtăm înălțătorul. Dăm puțin pump. E full house. E full house. Curățăm frumos ceara și aducem catul. Am sosit, dragilor, cu catul. Hop, hop, scuze. Și nu e mire de anul ăsta, pentru că eu nu mint ca aia care, spre exemplu, la jumătatea aprilie vindeau Regine 22. Nu, e salcâm de anul trecut, din 21. Vă dați seama, e aur, goldeanu. Am făcut greșeală, am descăpăcit dincolo și a început să curgă. Așa că, dați-vă ce frumusețe, ce ramă albă. Cașcaval. Ce cașcaval avem noi aici. Și că unii au spus că astea nu sunt bune la stimularea mele astea. Cu mire de salcăm. Mamă, dar ce bune la gust. Lasă. Îi dăm una acum. Și ne va da 10 mai târziu. Zece pline tot cu miere de salcăm. O înzecim mierea asta. Practic, eu văd că în ultimul timp am cam ajuns să fiu cam bio cu apicultura asta. Ia. Ăsta, da? Ăsta cere catul 2. Hai să ne uităm și în partea asta-laltă, să-l vedem și pe ăsta. Ăsta e roiul din luna septembrie. Bun, ieși. Aici apăm și ăsta. Mă duc să-i pregătesc și acestui acatul. Să-l blagoslovim acum și pe el cu o ramă ca lume. Au. Otova, roi din septembrie, cu regina de-a mea. Că mă întreba unii, de ce 150 de lei, regina? De. Na. Și uitați-vă acum, ramă, miere de salcăm. Are peste 2 kg de rame de miere de salcăm. Dăm. Dragoș Gavrilă vrea să treacă pe bio în timp. Așa că trebuie să ne obișnuim și cu treaba asta, să renunțăm la siropuri, chestii de genul ăsta și să ne facem stocuri de asemenea rame. Doamne, dar ce bune! Parcă îmi pare rău cu... Că o dau la albine, da. O să pun de acum nailon ca să nu mai... propolizeze în capac. Bun. Hai să mergem. Am un stop abandonat. Am uitat, vă spun de sincer, am uitat de el. E stopul Bazica. Puh, sunt fleja. Dar îi dăm drumul spre stopul Bazica.
Ce doream să vă spun înainte să intru la treabă. Momentan suspendăm live-urile de duminică seara. Lumea nu mai are timp acum de live-uri în sezonul activ. Eventual, dacă e, vom face un live pe lună. Uite, mă laud și eu acum cu cireșe. Cineva a zis că de ce mă laud? Pentru că am, uite, mă laud cu cireșele astăzi. În câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, sunt gata. Hai și la mărâtul ăsta. Nu recomand nimănui să cumpere stup de ăștia. Raportul preț-calitate, se spune, este defavorabil apicultorului. Hai să pun aici cumva camera pe sătănel și să încercăm să... nu. Stați așa, să punem pauză. Hai că am găsit o poziție cât de cât onorabilă. Am un capac pus de mine, de capac de tablă, că la ăsta plouă în el cu capacul lui. Ăsta. Uite mă, că a dat domnul și... uite mă, a făcut și el albine. Vai de steagul lui. A făcut și el albine. Are și el de ciorbă. Să luăm catul acum. Nu, e un polistirol foarte fragil. Trebuie să rupe. Dacă nu ești atent, îl faci praf. La fel, am adus ramă cu miere. O descăpăcim și băgăm mericioaica la consum. Ce să-i faci? Adevărul că sunt invidios pe cei care sunt la rapid. Aia au 4-5 kg la zi. La cules. Iar eu descăpăcesc rame. Ce să-i faci? Cum am mai zis, apicultura trebuie să existe în toate zonele. Nu numai în bazinele melifere. Am pus capac de tablă că nu era... plouă în el. Plouă în el. De-aia v-am zis că nu-l recomand nimănui. Oameni dragi, asta e treaba. Hai să ne uităm puțin. Că, practic, o să plecem să dispară din stupi, rămân ăștia pentru firma Cutărica. O să plece cam tot ce-i dadan. Uite, am aici, adunc și apa de ploaie. Băi, vedeți, albinele, le place și apa de ploaie. Am băgat frunze pentru... ia să văd dacă aduc un cad de meie să pun catul 3. Să dăm drumul pe 3 caturi de acum. Să nu se stinge focul viu. Ia să vedem în ce stadiu. Ia să vedem cam ce am mâncat. Nu îi dau. Momentan nu îi dau catul 3. Nu merită. Nu merită. Nu merită momentan. Până nu văd că nu are asta albina la doagă, nu. Hai să vedem și ucraineanca. Eta Ucraina. Caia Rusia. Eta Ucraina. Hai să vedem cum. Uite și asta, da. E trebuie și la asta mâncărică, tati. A urcat în cada ciuciu mâncare. Ciuciu, ciuciu. O să venim să le dăm mâncare, că nu avem încotro. Nu avem încotro. Dragilor, cam așa stă treaba la stupina urbană. Uite și la mine aici în oraș. Salcâmul a înverzit.
Și mugurașii au cam un centimetru, cam atât au. Deci mai durează vreo două săptămâni, undeva pe la după 10 mai o să înceapă salcâmul la oraș. La deal mai durează mult. Oameni buni, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați un like. Cei care nu sunteți abonați, aveți clicul acolo de abonează-te. Alții mai mari inimoși, mai aveți un click, scrie alătură-te. Până data viitoare, Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!